Mașina aia sper mișto din parcarea ta? Asta, Daci. Ești nebun? Ion Dumbelfrău și la frage de vârstă de 38 de ani m-a apucat de singura meserie care putea să-mi satisfacă toate ambițiile. Și a urmărit-o. Important e să nu curci ordinea. Mai întâi pui cartofii. După aia castraveții. Și abia la sfârșit pui carnea. Și maioneza cu usturoi. Și dacă încurc ordinea? De șaorma, ție se fac la fel. Cea mai bună șarmerie din lume! Făceam atât de mulți bani, încât nu știam pe ce să-i mai spargem. Nu ești tâmpit? Ai scos 20 de milioane din casă și ai parea pe Manchester United? Bă, prostule! De ce nu mi-ai spus și mie? Vreau să pariez pe Chelsea! Deci o să targetăm 1% din români? Ăia cei mai bogați! Singurii care își pot permite șaorma cu de toate. Hai frumos să-ți dau o șaorma cu de toate. Mai pui și tu gura pe niște carne. Ar mai întâi trebuia să-l arăt la fraier cum se face. E bună. De aici, mă, ia și învăț. Să rămână ușitele, domnișoară. Mamă, dar ce siluetă de invidiat aveți. Vă servim din partea casei cu șaorma asta dietetică pentru fotomodele și prințese. A? Să știi că eu nu-ți permit să mă tratez ca pe bucate de carne. Perfect. Atunci o să te tratez ca pe mai multe bucăți de carne. Dar cât câștigi din ce a urmărit? 300 de lei pe lună. Plus bonul de masă. Deci dacă mi-arăți acum un fluturaș de salariu cu 300 de lei pe lună și bonul de masă, îmi dau demisia și mă angajez la ce urmăria ta. Ce mai ești, prostuț? Ce fluturaș de salariu? În ce a urmărit să faci evaziune fiscală. Era legal ce făceam noi? Evident, nu. Ce faceți voi e ilegal. Am găsit aici carne de cal, carne de morsă, carne de măgar și carne de la un alt cal. Alt de bost să moară copilașii mei. Numai bine vă servesc eu cu o șaurma cu de toate. Dar o șaurmărie de succes nu putea fi închisă cu una cu două. Credeam că singura ta pasiune e șaurmăritul. Nu e ok. Îmi plac și bagabantele. Alo? Universitatea Politehnică din București? Da. Îmi dau demisia din funcția de profesor universitar.